Lovitură grea pentru românii cu datorii chiar înaintea sărbătorilor de iarnă. Începând cu această săptămână, facturile la apă, canalizare, căldură și gunoi devin facturi executorii. Asta înseamnă că celor care nu își plătesc utilitățile în termen de 45 de zile, li se va pune poprire pe conturi sau le vor fi executate silit bunurile. Pe lângă costurile facturilor, aceștia vor fi nevoiți să scoată din buzunare sute de lei și pentru onorariile executorilor. Roplatnicii pot rămâne fără bunuri de sărbători, potrivit unei legi intrate deja în vigoare. Mai exact, facturile emise pentru unitățile publice, precum alimentarea cu energie termică sau salubritatea, sunt considerate de acum executorii. În caz de neplată, nu va mai fi nevoie de un proces pentru ca oamenii să fie executați silit. Practic discutăm de o procedură normală de executare silită. Cei care nu își plătesc utilitățile și acum, sigur, sună destul de caragios că poți fi executat silit și dat afară din casă pentru factură la salubritate, însă practica până în momentul de față a arătat că pentru facturile la căldură, mai ales unde știm că se poate plăti pe lună chiar și 200, 300, 400 de lei, le sunt executate imobilele și rămân fără casă. Părerile privind această modificare a legii sunt însă împărțite. Pe o parte e bine. Păi stai după spinarea celorlalți a o milă. Cred că e un lucru foarte bun care l-a făcut ăștia în Parlament acum. Cred că pentru cele mai bune. Nu e normală, dar asta este. Fiecare om plătește în funcție dacă are bani plătește, dacă nu are bani nu plătește. De exemplu, n-am avut bani și n-am plătit de două luni gunoiul. Mi se pare ceva normal. De ce unii să-și plătească și alții la alte blocuri am înțeles că și până an de zile nu plătesc. Noua lege vine ca motiv de bucurie pentru cei care au vecini răuplatnici, din cauza cărora rămân uneori fără căldură în apartamente. Nu că i-am sumat, dar îi ajutăm să înțeleagă că trebuie să-și plătească efectiv datoria, pentru că altfel ea trebuie în ultimă instanță suportată pe cheltuiala celorlalți. Nu este însă singura schimbare pe care o aduce legea. O altă modificare semnificativă privind facturile de apă, canalizare, căldură și gunoi este reducerea termenului de plată a facturilor. Astfel, cetățenii vor trebui să-și plătească utilitățile în termen de 15 zile calendaristice. Până acum, termenul de achitare a facturii era de 15 zile lucrătoare. Practic, dacă între momentul emiterii facturii și cel de primire se scurge o săptămână, oamenii mai au la dispoziție doar 7 zile ca să-și plătească datoriile până la data scadentă.